Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bună, mă numesc Diana Duțu, am 27 de ani, sunt actriță, cântăreață și stăpână. Stăpâna bărbaților. Și am venit să-i pedepsesc pe șefi. Gata, începem? În seara asta o să le gătesc ton în crustă de cannabis. Dacă nu poate să mă guste pe mine, măcar să se bucure de preparatul meu. Acum, în ultima perioadă, în ultimii ani, a luat amploare foarte mult chestia cu dominarea. Eu am aflat-o tot de la pacienții mei. Ei mi-au propus unul câte unul. Nici nu se mai dorește prea mult sexul. A devenit cantitate neglijabilă. Acum bărbații vor lucruri noi pe care nu le pot face cu soțiile sau prietenele lor. Le-ar fi milă de ei. În schimb, mie nu-mi este. Mie îmi face o plăcere deosebită. Îi biciuiesc și multe altele pe care mi-ar fi greu să le spun aici. Da, ei simt nevoia să aibă o stăpână, deși soțiile lor habar nu au. Dragi neveste, nici nu vă cunoașteți bărbații cu adevărat. Eu îi cunosc cu adevărat. Ton. E ton. Bă, dar de ce avem patru embrioni? Cu quinoa! Cannabis, nu quinoa! Avem patru embrioni. Uite, mormoloci! Nu e mormoloc, mă, ce? Embriones. Băi, are mormoloci în farfurie. Cum ai zis că se numește asta? Enochi. Nu e enochi. Fungulus mungulus. Fungulus mungulus. Fungulus mungulus. Da, ați văzut și caracatița aia mică? Da, țânțarul ăsta l-ai văzut? Nu e, mă. E mică, mică, dar știi cât de mare să face asta, dacă o lasă să crească? Băi, are quinoa. Unde are, ce? Mă, quinoa, mă? Ia. Are, mă. Băi, zi, mă. O pune Sherlock, are quinoa. Da. Băi, tată, poartă ochelarii, mă. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la Juriza Farfurii cu doi pensionari. Eu zic să ne uităm mai atent în farfurie, să încercăm să găsim semne. Cine e în spatele farfuriei? Cine a gătit chestia asta? Am văzut, nu e nimeni. Poți să zici că l-am văzut, e cineva și nu văd eu? Nu, nu e nimeni. Ce e quinoa? Bună seara! Cum vă numiți? Mă numesc Diana Duțu, am 27 de ani. Eu sunt actriță, cântăreață și stăpână și dacă nu-mi dați cuțitele, vă biciuiesc. Aoleu! Aoleu! Ce e quinoa? Bună seara! Mă numesc Diana Duțu, am 27 de ani. Eu sunt actriță, cântăreață și stăpână și dacă nu-mi dați cuțitele, vă biciuiesc. Aoleu! Aoleu! Sau poate asta doriți? Și nu este vorba de quinoa, este vorba de cannabis. Fulgi de cannabis. Crepă. Deci dacă te mai iei de mine că nu văd,
jur că am crezut că e quinoa. Eu sunt mândră că am ajuns și până în fața voastră. Da. Cum nici ați venit? Pe ce drum? Pe ce drum ați apucat ca să ajungeți la noi? Vrem să știm și noi povestea dumneavoastră. Păi întrebați-mă, că nu știu ce aș putea să spun mai mult. Cum e treaba cu bătaia? Am pacienți care îmi cer asta în mod expres. Sunteți doctor? Medic sexolog. Medic sexolog? Dar fără facultate. Ah, ok. Și ce se întâmplă exact? Adică... Îi biciuiesc. Nu, dar cum vin prima oară? Care-i discuția înainte? Mă sună. Bună ziua, se poate să-mi faci asta, asta, asta? Da, sigur. Sau nu? Totul e cu acordul lor. Asta e ok. Și ce mai avem pe acolo? Ia să vedem. Trampling. Ce? Trampling. Ce drag? Să sară în sus pe ei, cu tocuri. Tocuri? Da. Ok. Am mai auzit multe, dar... Asta e nou. Eu trebuie să scriu o trilogie când o să am 60 de ani, să iau exemplul lui Irinel Columbeanu. Da, tu ești foarte asumat, adică... Consider că asta e cea mai mare bogăție, să poți să nu minți, să nu ai de cine să te ascunzi, să fii tu oriunde. Da, eu sunt o femeie asumată. Îmi permit luxul să spun orice, să nu am niciun secret. Cred că este cea mai mare bogăție să nu poată nimeni să te aibă cu ceva la mână, să fii liber, să spui totul fără consecințe. Lumea, într-adevăr, mă judecă, dar nu mă interesează pentru că nu lumea îmi face poftele, ci eu însă, datorită meseriei. Și ai zis că ai și o latură artistică. Am studiat canto clasic. Mai cânt prin cluburi. La noi este o tradiție. Când cineva vine la noi și spune că știe să cânte, noi trebuie să ascultăm. Da, da. Haide. I wanna be loved by you. Ce just you. Nobody else but you. Da dilly 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 dum. Pu pu pi tu. Foarte frumos. E Marlimo. Bravo. Da, ce să zic, foarte interesant. Și când vrei să te lansezi în muzică? Oricând! Păi și când mai ai timp de partea altă? Las orice pentru asta, este pentru visul muzică. Meu. Da, se fac bani mulți? Da, eu din asta trăiesc momentan. Dar eu îmi doresc să pun stop și să mă căsătoresc cu un milionar. Normal! Dar... Unde se întâlnesc milionarii de obicei? Unde dacă mi este scris, să-l întâlnesc și pe stradă, nu contează unde. Am fost căsătorită din dragoste cu un bărbat sărac și nu-mi place. De ce nu-ți place? Nu e treabă. Pentru că... Dar tot fi prăjiți n-au același gust? Nu. Eu țintesc la lună ca să nimeresc o stea. Dacă țintești jos, nimic vei avea. Este deviza mea. Chiar o poezie. Da. Am vorima într-un fel sau altul. Nu ți-a zis că ești și actriță? Nu cum sunt eu, ci cum ești tu, sunt eu. Un fel de tu, sunt eu, pe care nu l-ai mai lăsat să fie eu, Nichita Stănescu. Ia o pastă. Cum de-ai venit la noi, la șef? Ce vânt te-a adus pe la noi? Vreau să demonstrez publicului de acasă că deși sunt o femeie tânără, frumoasă și sexy, pot să și gătesc și mă pregătesc să-i gătesc viitorului meu soț milionar. Nu trebuie să plătească bucătăreasă, doar menajeră. Doamne ajută! Se pare fair. Dacă vă antrenați pentru soțul milionar să-i gătiți și el să fie fericit, mai aveți puțin de muncă. Nu mult, dar mai trebuie insistat. Eu zic că dacă vreți să-l țineți fit, să mai scădeți din cantitățile astea, că farfuria e mare. Așa am primit și eu bucățile de carne. Da, n-am vrut să le tai. Păi da, da. Puteți oricând să mai faceți mai mică. Mulțumim foarte mult. Știam eu că vreți cu biciu. De-aia numesc la cuțitele. Mulțumim că ai fost atât de sinceră cu noi. Și chiar ai fost funny, pe bune, nu e da, nimic. Foarte, foarte. Trebuie funny. Să mă dai umor. Ba, da, cred că acolo s-ar putea să ai mai multă priză. Mulțumim.
Mulțumesc și eu. Seară bună. Seară bună. N-am luat eu niciun cuțit, dar milionarul sigur îl agăț. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.